Bine v-am găsit! În cele ce urmează vă voi prezenta un player audio mai puțin cunoscut și anume AIMP. Voi începe cu prezentarea descărcării și a instalării și voi continua în partea a doua cu prezentarea interfeței și a funcțiilor utile. Să-l descărcăm. Deschidem un browser și căutăm aimp.ru, deci .ru. Primul rezultat este cel al producătorului, site-ul producătorului. Intrăm aici. Pentru mai multă siguranță apăsați acest buton să vă afișeze site-ul în limba engleză. În partea de sus, făcând click pe acest buton, mergem direct în pagina de descărcare. După cum puteți vedea, poate fi descărcat de pe mai multe servere. O să-l alegem pe primul, deși oricare dintre acestea este la fel de bun. Salvăm fișierul. Eu o să-l salvez pe desktop și așteptăm să se descarce. După ce s-a descărcat, închidem navigatorul web și fișierul pe care îl vedem descărcat este acesta. Este o arhivă zip. O să o dezarhivez folosind 7-zip. Și am dezarhivat-o în acest folder. Acesta este kitul de instalare. Îl deschidem. Trecem la pasul următor. Aceștia sunt termenii de licență. Mergem mai departe. Aveți posibilitatea să selectați tipul instalării acestui program, și anume o versiune portabilă sau o versiune personalizată instalabilă. Avantajul versiunii portabile este că creează foarte puține interdependențe cu sistemul de operare, dar prezintă dezavantajul că se integrează foarte puțin în Explorer. O să instalăm versiunea personalizată, mergem mai departe. De aici, versiunea multi-user sau single-user, ce înseamnă? Dacă aveți mai mulți utilizatori care au profile de Windows, este recomandată prima opțiune. Astfel, fiecare utilizator va avea profilul lui de AIMP. Altfel, puteți selecta single-user mode. O să aleg multi-user. Mergem mai departe. În această fereastră putem alege dacă vrem să instalăm chiar toate componentele pe care ar vrea el să le instaleze. O să instalez doar suport pentru limba română și engleză. După cum puteți vedea, am setat bine și instalează el rusa în mod implicit. Mergem mai departe. Îl install. Astfel, gata, s-a instalat. Putem debifa aceste două opțiuni, dăm finish și putem trece la etapa a doua.